Criticul de film Irina Margareta Nistor a fost prezent la cea de-a doua ediție ale Film de Cana Suceava. Aceasta a venit duminică, însoțită de actorul Valeriu Andriuță. Aceștia s-au întâlnit cu publicul suceavean iubitor de film. De peste 12 ani, Irina Margareta Nistor concepe și moderează emisiunea radio săptămânală Vocea Filmelor, iar din anul 2012 este directorul Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film de la București, o replică a celui de la Londra. Cu ocazia celei de-a doua ediție a Festivalului Le Film de Cannes a Suceava, criticul de film a introdus duminică filmele ce au fost difuzate. Îmi place teribil de tare că lumea este zâmbitoare și că în sală avem spectatori de absolut toate generațiile și asta înseamnă că dintr-o dată nu mai există niciun fel de granițe de timp. A fost o selecție foarte frumoasă pentru voi cei de la Suceava, cred că așa era racord cu Bucovina, ca să fie foarte frumoasă. Aveți Petersonul, care este un film poetic al lui Jim Jarmusch. Aveți A Gentle Creature, care este un film foarte intens despre care o să vă vorbească mai mult Valeriu Andriuță, care a jucat în el și care a fost la Cannes, deci poate să vă spună multe despre el. Și A Man of Integrity, care este un film iranian, care într-un fel seamănă și cu noi și pe de altă parte e o lume pe care cu greu am putea să, la care cu greu am putea să accedem așa în mod direct. Și pe urmă ați deschis cu 10 ani de la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și eu am dat vestea că a luat Pandora, așa că sunt în continuare foarte mândră și în plus și Cristian Mungiu a fost cu voi aici, deci sunteți invidiabili. Născut pe 22 decembrie 1967 în Moldova, din dreapta Nistrului, actorul Valeriu Andriuță a făcut studii de actorie la Tbilisi în perioada 1988-1992. Din anul 1995 joacă în filmele lui Cristian Mungiu, cel mai important rol jucându-l în După dealuri. Cu sprijinul lui Cristian Mungiu a filmat primul său scurt metraj, Cher Ami. La Le Film de Cannes, a Suceava, actorul a venit pentru proiecția filmului A Gentle Creature, realizat de Serghei Losnița. La finalul filmului a răspuns întrebărilor publicului în cadrul unui dialog moderat de criticul de film Irina Margareta Nistor. Sunt uimit, plăcut uimit de numărul de spectatori prezenți în sală. Deci e o chestie pe care rar o întâlnesc și mă bucură pentru că de fapt, prezența dumneavoastră este mobilul sau motorul care ne face să existăm și noi cu discursurile noastre acolo pe ecran.